Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Danciu Cătălin Constantin și sunt bucătar. Am 33 de ani și astăzi o să gătim ravioli făcuți în casă, în plus cu crab și creveți. Eu am încredere în mine și știu că o să-l fac să iasă bine, dar la sigur nu pot să spun că merg, că nu l-am încercat niciodată. Am încredere în mine. Sunt foarte rapid ca și bucătar și în același timp am grijă și de calitate și gust și tot ce trebuie în bucătărie. E un preparat care trebuie lucrat un pic mai mult la mână. La acest preparat, primul lucru, îți pregătești pasta din făină cu gălbenușuri de ou. Apoi o lași în frigider încă 10 minute să se odihnească. Iei carnea de la crab, o amesteci cu ricota, cu creveți. Apoi faci ravioli, îi pui la fiert și cel mai corect să se simtă mult mai bine gustul preparatului în sine. Nu îi faci sos, îi faci doar un sos de unt cu salvie ca să îi rămână gustul foarte, foarte accentuat. Până la urmă, pasta umplută, asta și înseamnă. Înseamnă gustul umpluturii. Cam ăsta e preparat. Să aveți poftă, șefi. Hai, zi ghicitoare. Sau hai că facem alta, fii atent. Ia zi. Dar repeți, cum zic. Ce? Hai, faceți amândoi, da? Da. Ce culoare este asta? Alb. Asta? Eu nu văd, alb. Hai mă, zici tu, crăsul. Dar albul nu-i culoare. Hai mă, băi, ești de la... Bine mă, hai, alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Hai mă, repede. Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Asta? Alb. Ce bea vaca? Lapte. Ește! Lapte. Eram sigur că asta spune. Da, știu, știu. Da, că am mai făcut o bună, dar bună. Lapte! A ridicat de la asta. Bun. Ai, ia uite, mă. Ravioli. Tortellini, tortelloni. Tortelloni. Tortellononi. Cum le zice, mă, Cătălin? Că doar la asta face. Mă, ăștia tortolone. Depinde de zone. Sunt zone unde le zice... Avem cu pește. Capelacii unde le zice... Nu te cred să-mi spună Cătălin că el face ăștia la fiecare probă. Tortelli. Deci sunt umpluți cu creveți, mă. Băi, n-are foie gras, n-are de-aia. Băi, Cătăline, ce naibii, mă? Paste umplute cu creveți, cu sos de creveți. Unde e sosul de creveți, mă? Păi are un sos de crevete, da, mă, da. Și... Și le-a pus și parmezan, mă. Asta e surimi sau... Surimi, surimi. Mm-hmm. A, deci e aceeași compoziție la toate trei. Mm-hmm. Da. Din ce zonă vin astea, Dumitrescule, că tu ai fost pe acolo? Bă, e omniprezentă. Pasta umplută cu orice în Italia nu are... Dar să știi că, contrar așteptărilor, italienii toți sunt de părere că cele mai bune fructe de mare și cele mai bune restaurante cu fructe de mare sunt pe coasta de est a Italiei. Zici tu? Da, dar nu zic eu, zic italienii. Deci e clar că e o româncă stabilită în Italia. A făcut asta aici, mă gândesc, da, nu? Da, pastele astea sunt aici. Care chiar căsătorită cu un proprietar de restaurant și acum ea a preluat totul și nu mai face genul ăla de mâncare homie și acum a dus-o într-o altă poezie. E posibil, e posibil. În același timp ar putea fi și cineva care are un laborator de paste. Îmi pare cumva farfurie făcută de un român, așa că... Cred că ar pune surimi italiene prin farfurie, da? Să pun. Mie nu-mi place ca și gust. Nici mie nu-mi place. Singura chestie care mă deranjează la farfurie asta e că nu e farfurie adâncă, să stea mai bine pasta în sos. Bă, pasta stea și într-una așa, Florin... Dar nu au sos mai deloc, așa, nu știu pe unde, că sosulețul ăla pe jos, pe acolo, nu prea e... L-a adunat. Dar ca pentru, să facă frumuseț, pentru tehnică, da. Și pentru asta e ce trebuie. Danciu Cătălin Constantin, da, este numele meu. Am făcut aici, că e plin de făină. Danciu Cătălin Constantin este numele meu. Am 33 de ani. Nu, am o pizzerie, dar nu sunt pizzar de meserie. Sunt bucătar. Pe slow motion numele tău. Da, pe slow motion. Danciu Cătălin Constantin. Și cum ți se spune? Cătălin. Danciu Cătălin. Cătălin, de unde vii, Cătălin? Din Scornicești. Din Scornicești? Dețin o pizzerie, e ceva comercial, să spunem. Nu, e doar pe livrări. Sunt bucătar de 13 ani aproape, dar nu mai profesez de 4 ani. Cum a început? Am ajuns în Italia, la 17 ani jumătate, la negru cu semnătură. Când am făcut la negru pe semnătură? Da, da, da. Cum adică la negru pe semnătură? Adică nu puteai să pleci. M-am dus în vacanță și am rămas acolo, la un prieten. Okay. Am lucrat în fabrică, apoi a venit 2007, românul putea să intre cu buletinul, făcusem 18 ani. Am avut ocazia să învăț să fac un curs de bucătar plătit de italieni. Am făcut un curs de bucătar și așa a început totul. M-am angajat la un restaurant în Pescara, apoi am fost și în Roma și apoi am ajuns să plec în Germania. Unde? În Chiol.
fel. Da. Fără altă șaiez, am muncit în Köln. Iarăși, te rog, că știi povestea, lasă-ne. Am muncit și vreun an ceva în Klettenberg. Klettenberg. Nu știi. Nu știu. E mare Köln. N-avea timp săracul, stătea închis în bucătărie, așa exact, pare, da, genul de nu stătea acolo... închis în bucătărie, că îi plăcea să se plimbe, să vadă restaurante. Să... stați-mă să spună și el ceva, mă. Și unde ai muncit, mă, în Kölnezi? Era o zonă industrială, la zona industrială. El vorbește de mine. Da, era la zona industrială, era un restaurant. Da, în Köln. Da, poți să-i spui exact unde era restaurantul lui Cătălin. Da, pe ce stradă era? Bă, da, măcar să știe și el așa. Cine mai știe? Păi vorbesc de 2011. În centru, pe unde te duceai? Vorbesc de 2011. Apoi am lucrat în Zollingen, care e tot lângă Köln. De la gara din Zollingen, cât făceai până la cârciumă? Să știe și Cătălin, adică... De la gara din Zollingen până la restaurantul. Zollingen n-ai lucrat, mă, și tu? N-ai lucrat în Zollingen, n-ai lucrat? Din Zollingen aveam cuțitele, mă, nebunule. De la stația de taxi, de la stația de taxi, da, de la gara, până la tine, la cârciumă, unde ai lucrat, era mult de mers pe jos? Nu, cred că 2 km. Ia auzi, Cătălin. Vezi? Pe ce, cum nu știi? Aveți dreptate cu cuțitele. Cuțitele din Zollingen erau cel mai, făcute din cel mai bun metal. Erau cele mai bune cuțite. Un cuțit ajungea să coste și 1000 și ceva de euro. Ce legătură are unul cu altă? Dar pe unde ai mai fost? Că sigur a fost și Scălătescu. Hai să vedem în Roma unde ai lucrat. Ia. În Cave di Roma am lucrat. În Cave di Roma? Da. Ia uiți că te... Ai fost, mă? Nu știu, frate. N-ai fost? Cave de... di Roma e bă, de la Ananina. De la Ananina luai microbuzul și mai mergeai încă două. Auzi, mă, luai microbuzul. Era, există autobuze, băi, alu. Microbuz, nu autobuz, microbuz. Eu am Coloseumul, eu de atunci n-am mai fost în Roma, lasă-mă în pace. Ia uite-l pe ăsta. Am fost în Anglia, am stat un an. Unde? În Bedford. Ia uzi, mă. Unde? În Bedford. Ai fost, Cătăline? A, eu am fost în Bitcoin, nu. Nu, în Bedford am fost. Și după Anglia? M-am întors în Germania. Până în 2016, în ianuarie. Tot în Köln? Nu. Unde? În Hilden. Lângă Zollingen, mereu aceea zonă. N-ai fost lui pe acolo. Înseamnă că ai fost tu Medman, bun. Zona Medman. Düsseldorf. Am fost și în Düsseldorf. Dar n-am lucrat în Düsseldorf. Viața de noapte e frumoasă acolo. Ești la capăt. Da. La Scornicești ai viața de noapte? Nu, sunt un pic cam ocupat. Avem o sală de jocuri, mai avem un bar, avem pizzeria asta, eu cu soția ne cine ocupăm avem? De ele. Cine? Eu cu soția. A, deci stăpâniți bine Scornicești. Stăm bine. Sunteți al doilea clan din Scornicești. Nu. Bravo. Ai fost în Italia, pui, uite, parmezan peste fructele de mare. Aia e ce din toți spun copiii ăștia pe aici că nu e bine, că nu zici e bine. Zici copiii și arăți spre mine. Păi tu ești cel mai mic. Normal, da, la pește nu se pune parmezan. Știu și eu treaba asta, dar mie unul îmi place. Adică dacă un gust e bun și dă bine, în special cu pasta respectivă... Dar sosul pentru pastele astea pe unde este? Da, într-adevăr, cam prea puțin sos. Să nu spui că s-a evaporat. Nu, eu inițial le-am făcut un sos de unt. Okay. Ca să nu le ia foarte, foarte mult din gust, să se simtă umplutura. Dar totuși... nici un toala, adică mai un pic pe aici, s-a mai întărit el un picuț așa, dar tot cam așa nu prea este. Data viitoare pune mai mult. Da. Da. Ai lucrat în Italia. Se vede că ai lucrat în cârciuni turistice. Se vede. În Italia, în cârciunile bune, pastele cu sos se pun în farfurii. Da, se pun în farfurie mare. Asta dar se face și ravioli, se face foarte mare. Pastele făcute în Germania, care știi cum e. Păi, da, bucătarii, știu. Bucătarii italieni din Germania sunt fost taximetriști cam toți. Constructori. Da, nu prea e bine, maestru. Păcat, păcat de paste, păcat. Mare păcat. Că ai laminat bine pasta, ai întins-o exact cum trebuie. Scărlătesc, cum mai poate să facă paste ca asta? Mulțumesc. Mulțumesc. Este, mulțumesc. Păi sunt gustoase, dar n-am sos. Poți să vă salut? Da. Ia de aici. Mulțumesc frumos. Din Scornicești, băiat. Și o să deschid ochii bine pe tine să văd la bootcamp ce faci, pentru că mă interesează experiența ta de... Da? De Germania. Nu de Germania, Germania, experiența ta ca bucătar. Aici mi-ai demonstrat că ești foarte sigur pe ceea ce faci și că poți să și improvizezi în cazul în care... Băi, au formă, mă. Au formă. Poți să și improvizezi în cazul în care nu ești în apele tale, ceea ce e bine. La plating. Felicitări! Mulțumesc frumos! Lasă mă, că ai ultima bravo plating-ul. Salut! O zi frumoasă! Să ai grijă! Da. Bă, bun! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.